domnului primar să prezinte ordinea de zi, să lăsăm un pic telefoane, să păstrăm un moment așa de liniște, de ședința să-și atingă scopul și să termine într-un timp relativ scurt. Cred că sunteți de acord cu mine. Vă mulțumesc, dăm cuvântul domnului primar. Înainte de a începe, așa pentru curiozitatea mea, vreau să știu dacă domnul Dohotaru și domnul Zdrotu nu sunt incompatibili. Că văd că pe convocator spune că domnul Dohotaru e de la PNL și și-a depus oficial candidatura din partea PSRO. Deci, nemai fiind membru al partidului... Păi, dar trebuie să ne ridici prima dată PNL-ul? Nu trebuie să vă ridice. Nu trebuie să vă ridice. Normal, dumneavoastră trebuie să vă ridicați. Da. Și domnul Zlotu, nu puteți... Trebuie să ne ridici imunitate. Nu să vă ridice. Deci, dumneavoastră deci, să trebuie... credibilitatea. Trebuie să ne ridici PNL-ul. Noi știm ce avem. Nu să vă ridice PNL-ul. Nu spune așa... Acolo scrie PDL. Eu am fost la PDL. Nu scrie PNL la mine. Da. Uitați-vă. Dacă... Din momentul când PNL-ul a fuzionat cu PDL-ul și a rezultat un PNL, dumneata știi că tot la PDL ești? Îmi pare rău. Da, mă rog. Da. Văd că de la noi a plecat, fără să-i ridicăm sprijinul politic. Domnul Zlotu, dacă a candidat din partea Partidului Social Român, n-a mai venit. A primit convocare, dar n-a mai venit la ședință. Da, va veni. Va veni? Nu, domnul Zlotu, rămâi. Nu, da, ce rost are dacă nu sunt bine... Dar nu, domnule, dar ești în convocator. Da, sunt, dar nu mai contează. Să trăiți o zi bună? Nu, sănătate. Sănătate. Deci rămâne, dumneavoastră rămâne, din partea cărui partid? Păi partidul pe care l-am reprezentat și care m-a scos consilier, da? Da, dar l-ați părăsit. Și ce contează treaba asta? Dacă nouă nu ne-a ridicat susținerea politică PNL-ul sau fostul PNL... Dar nu vă mai ridică, domnule. N-are când să vă mai ridică. Dar nu are, păi, dar nu are rost. Da. Chiar, să mai discutăm de treaba asta, da. Dispoziția numărul 231 din 26.04.2016 privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Ștefan cel Mare de sub Bacău pentru data 27.04.2016 ora 10. Consiliul Local al Comunei Ștefan cel Mare de sub Bacău se convoacă în ședință ordinară în ziua 27.04.2016 ora 10 la sediul Consiliului Local cu următoarea ordine de zi. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare la 31.03.2016. 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trimestrul 2.2016. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului Comunei Ștefan cel Mare a instituțiilor publice de interes local cu sau fără personalitate juridică. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei de dezvoltare locală a Comunei Ștefan cel Mare, județul Bacău pentru perioada 2014-2020. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de analiză și acoperire a riscurilor la Comunei Ștefan cel Mare. 6. Diverse. Dacă în legătură cu ordinea de zi, mai sunt și alte propuneri. Dacă nu sunt propuneri, supun la vot Consiliul Local ordinea de zi anunțată. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Domnul primar, aveți... Da, pentru punctul 1 și 2 o să dau cuvântul doamnei Stoica Oana, doamna contabil al primăriei. Deci la punctul 1 avem aprobarea execuției bugetare. Deci așa cum știți, la fiecare sfârșit de trimestru avem obligativitatea de a aproba Consiliul Local, execuția bugetară pentru trimestrul expirat. Deci este execuția bugetară la 31 martie 2016. Deci se aprobă execuția bugetară la 31.03.2016 a bugetului de venituri și cheltuieli, după cum urmează. La venituri, un total de 2.253.536,14 lei. La cheltuieli, 1.643.809,95 lei. Un excedent de 609.726,19 lei. Deci asta este execuția bugetară, așa cum ne-a transmis-o trezoreria. Cred că nu mai e cazul să intru în amănunt, că știți,
astea-s veniturile încasate, cheltuielile efectuate și ceea ce ne-a rămas la sfârșitul trimestrului. Ceea ce trebuia să rămână. E vorba cum ai rămas. Da. Asta. Dacă aveți întrebări... Dacă sunt probleme legate de materialul prezentat de doamna contabilă. Le prezentăm pe celălalt, nu? Poți? Le prezentăm și celălalt material, nu? Da, da. Puneți la vot, că e punctul 1. E execuția bugetară. Dacă nu sunt probleme, supun la vot materialul prezentat de doamna. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Dacă este cineva în votelă, dacă stea cine și în unanimitate de vot, Consiliul Local este de acord. La punctul 2 avem modificarea bugetului local, rectificare atât din venituri proprii, cât și din subvenții de la Ministerul Dezvoltării, prin programul PNDL, în contul de 420265, 148.000 pentru modernizarea drumului comunal de la Rădeana. Deci, veniturile, din venituri proprii rectificăm cu 190.000, din subvenții cu 148.000. Deci, în total, modificarea bugetului la venituri este 338.000. La cheltuieli, aceeași sumă, 338.000, pe care am repartizat în felul următor. La protecția copilului, 10.000. Nu mai era necesar, știți că la începutul anului ați aprobat 35% din costurile pentru protecția copilului și suportă din bugetul local. Nu ne-au fost suficiente ceea ce am aprobat și 10.000 modificăm pentru acoperirea protecției copilului. La capitolul 74, la mediu, 60.000. La capitolul 84, la drumuri, 120.000. Iar la investiții, la capitolul 84, 148.000, ceea ce v-am spus că am primit subvenții de la Ministerul Dezvoltării pentru programul PNDL, pentru drumul de la Rădeana. Pentru lucrările care s-au făcut până la momentul respectiv, până am solicitat banii de la minister. Cam despre asta e vorba și în rectificarea de buget. Dacă aveți întrebări, ne lămuriți. Dacă nu sunt, dar poftiți, domnul. Dar o întrebare. Se începe asfaltarea la Rădeana, am înțeles, da? Da, da. E vorba de investiția prin PNDL. Am avut ghinionul că aprobați zilele astea, dar, adică ghinion pentru asfaltul la Rădeana, dar bine pentru agricultură. Da, mulțumesc. Mai sunt probleme? Supunem la vot materialul prezentat. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Abține cineva? Este cineva împotrivă? În unanimitate de votul, Consiliul Local aprobă execuția bugetară sau cum? Da. Modificarea bugetului. Venituri și cheltuieli. Domnul Vârman, la următorul material, dacă... Da, voi, ca să mă ridic, dacă mai e din voi. Da, da. Știți da. Că avem concursul și... Da, uitați, am uitat să vă anunț că astăzi avem un concurs pentru ocuparea postului de specialist la Registrul Agricol. Mulțumesc mult! Noi mulțumim mult! Având în vedere prevederile ordonanței de urgență Guvernul numărul 2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative precum și alte măsuri și respectiv ordonanța de urgență a Guvernului 63/2010 pentru modificarea și completarea legii numărul 273/2006, privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare. Astfel vă facem cunoscut prin ordinul prefectului județului Bacău numărul 44 din 29/2/2016 comunicat instituția noastră prin adresa 4587 din 29/2/2016, ne specifică faptul că la nivelul comunei noastre numărul de posturi aferente serviciului de poliție locală potrivit punctului 3 din anexa la ordonanța de urgență a Guvernului 63/2010 este de 5 posturi. Numărul de posturi pentru de servirea microbuzelor școlare este 1, deci cel care este angajat prin primărie. Acum o să vă spun organigrama primăriei. Deci Consiliul Local este Consiliul Local, după aia instituția primar. De la primar este viceprimar 1, secretar 1, vă spun ca număr de posturi,
compartiment public, de audit public intern, 1, administrator public, 1, consilier personal al primarului, 1, da. Compartiment administrativ de servire, 6 posturi. Așa, bibliotecă, 1, SVSU, Serviciu Voluntar pentru Situații de Urgență, 2, compartiment fond funciar, 1, compartiment stare civilă, secretar, registratură, relații cu publicul, arhivă, 2, compartiment resurse umane, 1, compartiment asistență socială și autoritate tutelară, 2, compartiment registru agricol, 2, compartiment achiziții publice, 1, birou financiar contabil, 5 plus 1, compartiment amenajarea teritoriului, cadastru, lucrări publice, disciplină în construcție, administrarea domeniului public și privat, 1, serviciu poliție locală, 5. Cred că îi știți pe cei care viam, adică cei care ocupă aceste posturi în cadrul aparatului de specialitate al primarului. Cineva cu întrebări, discuție? Să așteptăm președintele de ședință. S-a prezentat? Sunt discuții, sunt probleme, vă rog, domnul... Tot o întrebare, dacă vă permiteți. Concursul se desfășoară aici, astăzi, cu postul de specialist. Da, da, da. Este un domn de la prefectură, Nadă, care, deci, ca specialist din partea prefecturii. Și probabil da, sunt mai, acum, mai sunt și alți concurenți, probabil, mai mulți concurenți, probabil, înscriși. Știu că s-au înscris doi, unul și-o retras, problema fiecăruia, da. Da, mulțumesc mult. Păi de-aia, doamna contabilă și-a plecat, pentru că face parte din comisie da. Și... Da. Mai sunt alte probleme? Dacă nu mai sunt probleme, supunem la vot și acest material prezentat de domnul Narcisi. Domnul consilier, ulterior aderării României la Uniunea Europeană, ne-am canalizat forțele spre un nou model de dezvoltare a Comunei Ștefan cel Mare, în concordanță cu cerințele impuse de statutul de membru al Uniunii Europene și orientat spre oferirea unor servicii de calitate locuitorilor comuni. Volumul fondurilor accesate a fost împărțit în așa fel încât să fie dezvoltate mai multe categorii de servicii. Astfel au fost realizate rețele de alimentare cu apă și canalizare, s-au stabilit, reabilitat și modernizat drumuri, au fost create spații pentru manifestări culturale și sportive, precum și alte obiective. Pentru perioada următoare dorim continuarea acestui proces benefic pentru comună, motiv pentru care considerăm că stabilirea programelor de reabilitare reprezintă cea mai potrivită măsură pentru dezvoltarea și modernizarea acesteia. Proiectele întreprinse până în acest moment, precum și cele viitoare, sunt făcute pentru a îmbunătăți viața locuitorilor Comunei Ștefan cel Mare. Această strategie de dezvoltare locală vizează o perioadă de 5 ani.
Scopul acesteia este de a demara și finaliza proiectele prin care se va realiza modernizarea și dezvoltarea comunei. Prin aplicarea acestei strategii se va crea o infrastructură stradală dezvoltată, un mediu pentru un învățământ modern, precum și alte facilități pentru cetățenii comunii. Strategia de dezvoltare locală reprezintă un instrument participativ care implică întreaga comunitate și care are drept scop asigurarea dezvoltării economice. În cele mai multe cazuri, o strategie de dezvoltare locală este un demers pe termen lung, fiind o proiecție în viitor a comunității. Această viziune a comunității cu privire la dezvoltarea și viitoare, la dezvoltarea sa viitoare trebuie să fie împărtășită de toți actorii relevanți de la nivel local și transpusă într-un set de obiective specifice și un plan de acțiuni concret. Pentru o comunitate, dacă o comunitate nu are o strategie bine definită, va fi obligată să facă față evenimentelor zilnice pe măsură ce acestea apar. Orice modificare va reprezenta o provocare majoră. Pe de altă parte, în condițiile existenței unei strategii, liderii comunității și comunitatea în ansamblul ei au posibilitatea de a se concentra asupra obiectivelor urmărite și asupra acțiunilor care trebuie făcute pentru atingerea acestor obiective. Astfel, prin urmărirea unor obiective planificate inițial, resursele din cadrul unei comunități pot fi coordonate și orientate în mod eficient. Strategia de dezvoltare locală conține următoarele elemente. Definirea zonei și a populației care fac obiectivul strategiei. O analiză a necesităților de dezvoltare și a potențialului zonei, inclusiv o analiză a punctelor tari, slabe, oportunități și amenințări. O descriere a strategiei și a obiectivelor acesteia, o descriere a caracterului integrat și inovator de strategie și o ierarhie a obiectivelor, inclusiv ținte clare și măsurabile pentru realizări și rezultate. O descriere a procesului de implicare a comunității în elaborarea strategiei. Un plan de acțiune care să demonstreze modul în care obiectivele sunt transpuse în acțiuni. O descriere a procedurilor de gestionare și monitorizare a strategiei, o descriere a procedurilor specifice de evaluare și planul financiar al strategiei. Având în vedere cele expuse mai sus, propun spre aprobare Consiliului Local al Comunei Ștefan cel Mare prezentul proiect de hotărâre. Și vreau să știți că dacă o comună nu are strategie de dezvoltare pe un plan mai lung, se împiedică în accesa fonduri, respectiv fonduri europene. Da. Probleme, vă rog, discuții. Am să-mi permis să încep tot eu. Poftiți, domnul Matie, nu mai să nu se supere. Părvolistă, da. Da. Pentru prima oară, dacă bine înțeleg eu, domnul primar, strategia, această strategie de dezvoltare este pe perioada de 5 ani. Da. Mă bucur, mă bucur lucrul ăsta, sincer. Am avut și în trecut perioada 2010-2015. 2020, mă rog. Da. Da. Eu consider că e foarte bună pentru că, din mai multe motive, sigur, în mod natural și firesc, ziua de mâine cu sau vrerea noastră, cu sau participarea noastră, ziua de mâine presupune altceva, viața cere altceva și evident că noi trebuie să ne aliniem și noi, ca și locuitori ai acestei comune, la ceea ce ne așteaptă și ne impune ziua de mâine. Domnul Zlot, nu mai sunteți membru PSD. Nu mai sunt, dar sunt simplu cetățean în comună. Ah, deci nu semnați convocatorul ca, să, ca și consilier. Da. Și... simplu cetățean, da. Da. Și sunt sigur, că cu toate că s-au făcut acele lucruri care sunt vizibile, palpabile, le trăim, ne bucurăm de ele în perioada anilor trecuți, sigur, spun, mai sunt multe, multe de făcut. Și în această idee și eu am să vin, am mai venit cu propuneri și am să mai vin. Pentru că, repet, cu sau fără vrerea noastră, oamenii ne împing de la spate și e bine că și ei participă la ceea ce trebuie și ceea ce simte că trebuie să fie. Când va fi completat acest program și eu am să vin cu acele propuneri care consider eu că trebuie să incluse acolo. Mulțumesc! Într-un cuvânt, o strategie. Domnul Mandaș, știți.
Domnule primar, eu ar vrea ca în acești 5 ani, dacă se poate să fim cuprinși, să fie cuprinși de construirea unui pod pe țărul Bătușa. Pentru că știți dumneavoastră că noi nu avem cale de acces pentru mașini, pentru pompieri, pentru mașini de urgență din asta, un pod mai așa. Și în plus de asta aș fi dorit să fie trecut și să fac un drum de legătură între comuna Ștefan cel Mare și satul Bieșoara. Noi, neavând acest drum, nu putem să ne plângem la nimeni că drumul este prost sau nu este accesibil. Știți foarte bine că legătura între noi și asta este pe drumul de acces a Uneștiului și Uneștiul niciodată nu ne satisface dorința de a-l repara, de a-l eventual chiar să-l asfalteze. De aceea v-ar ruga să prindeți în acești 5 ani, poate, să face proiecte și pentru acestea. Nu zic nu. Dar acum să vedem cine o să mai... Așa este. Ia frâiile primării pentru următorii 5 ani. Eu cred că tot dumneavoastră sunteți cel care rămâneți. Măcar consemnați acolo. Noi o să ne mai întâlnim tot într-o ședință de Consiliu Local și o să facem o prioritizare a ceea ce a mai rămas de făcut în comună. Da. Și acum, deocamdată e o cale de legătură între Vieșoara și comuna Ștefan cel Mare. Zic, după ce om termina prima dată să asfaltăm, terminăm de asfaltat drumurile din Vieșoara și după aceea să încercăm să facem un proiect, vedem ce fonduri de dezvoltare ar mai fi, să facem un proiect și pentru construirea unui pod cu două benzi de circulație peste râul Trotuș, referitor la drumul care face legătura între satul Rădeana și podul de la Vieșoara, fiind drum aparținător municipiului Onești, nu prea putem noi să facem investiții. Când mai punem o mașină de balast, când mai facem o reprofilare cu autogrederul... Tocmai asta eu am solicitat, poate... Da. Soluția este alta. Și vedem în ce măsură vom putea să o și rezolvăm. Ca acea porțiune de drum dintre satul Rădeana și podul de la Vieșoara să treacă din administrarea municipiului Onești în administrarea Consiliului Județean, a Consiliului Județean, și atunci, a nostru n-are cum să fie, pentru că este zona dintre drum și canalul de scurgere, este Oneștiul și nu poate să fie un drum comunal aparținătorul unei comune, dar drum județean poate fi. Și atunci să fie speranța la Consiliul Județean ca să-l poată reabilita. Dar mai depinde și de un alt factor, de factorul om. Vis-a-vis de alegeri. Vis-a-vis de alegeri, sigur că da. Vedem cine cu eu să spunem tată la Consiliul Județean? Da. 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 Deci sunt legate una de alta. Da. Așa că dacă cineva de la Vieșoara se uită la filmarea de astăzi la ședință, să ia aminte. Da, mulțumim pentru răspundă-mă. Alte probleme, vă rog, până. Cred că aici să chemăm pe Doina, că am rugat-o pe ea să facă, pregătească materialul ăsta, să facă expunere la... Domnule, eu sunt invitat la ședință, dumneavoastră trebuie să participați efectiv. Dacă nu mai sunt probleme, v-aș ruga să-mi permite și mie câteva cuvinte, doar, legat de materialul prezentat, de această strategie 2014-2020. De altfel, suntem mai de mult împreună și ne amintim de prioritizarea
lucrărilor, că de fapt și până acum am avut o strategie, că altfel nu se putea discuta. Strategiile astea au menirea și rolul lor. Nu se putea, știți, cu ani în urmă, când s-a făcut prioritizarea unor lucrări deosebite, unor obiective, cum a fost consolidarea râpii de la Corbu, asfaltul, celelalte lucrări, podul, de la podul, da, celelalte lucrări de aducțiune a apei potabile, de asfaltarea drumurilor din Gutinaș, Vișoara. Sigur, Rădeana, să nu ne-a pus nimeni, că n-am lăsat-o pe ultimul plan, și așa lumea ne critică, și voi v-ați găsit acum să o asfaltați în campania electorală, apoi a venit rândul fraților. I-a început lucrarea de Rădeana în urmă cu 2 ani de zile. Acum a coincis turnarea asfaltului, dar ne-a împiedicat, așa cum sublinia primarul, ne-a împiedicat condițiile atmosferice și asta o să capete și să trebuie. Cât privește strategia 2014-2020, să sperăm să o transpună în fapte tot domnul Vlasi cu aparatul care îl va avea, sperăm noi și bine ar fi, fiindcă la ora actuală este suficient de maturizat cu un sistem bun de relații și numai așa un om care cunoaște foarte bine strategia asta care a prezentat-o acum teoretic, numai unul care cunoaște poate să o pună în viață, să o transpună în fapte, cu aparatul care va fi de la alegerii cu. Și va stabili clar. Eu mă bucur că vine cu aceste idei, cu aceste planuri, cu bătaie lungă, 2014-2020, este o perioadă destul de care îți permite să faci niște. Și lumea așteaptă. Mai sunt guri rele care, dar nu te slăm. Eu am toată încrederea, ca și dumneavoastră, că aceste obiective care le-a prezentat aici vor căpăta viață, domnule, și poate unii dintre noi o să trăiască să mai calce și pe asfaltul care se face prin Rădeana și, eu știu, pe podul care se preconizează să traverseze râul Trotuș. Cam asta este părerea mea, ca cetățean vorbesc. Vă mulțumesc. Să puneți la vot. Să puneți la vot. Să puneți la vot. Și acum, dacă nu mai sunt probleme, permiteți să pun la vot Consiliul Local materialul prezentat cu strategia 2014-2020. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Deci? Da. Ești împotriva dezvoltării comune. Da. Pentru că nu sunt... Păi da, dar în condițiile astea nici n-ai voie să votez, domnul. N-am votat și. Dar nu trebuie să ai încredere în mine. Da. E proiectul. Mulțumesc. Nu-i proiectul. Dar e vorba de o strategie. Nu e vorba de niciun proiect. Dânsul are obligația în calitatea care, în calitatea care o are să dar spune-mi, te rog, care-i minciuna cu asfaltul de la Rădeana? Păi, dar te-am întrebat în septembrie dacă se face în septembrie. Da, se face în septembrie. În octombrie. Se face în octombrie. Ai dat termen pe 16 noiembrie, aici în ședință de Consiliul Local. Ai dat de 16 noiembrie? Ai dat termen pe 16 noiembrie aici, în discuțiile, în întrebările pe care ți le-am pus eu. Că se termină asfaltarea, că se face asfaltarea pe radial. 16 noiembrie? Da, da, da. Da, ne uităm la ședințele care au fost, nu? Da. Și acum le facem campanie electorală. Eu nu trebuie să mă supăr pentru că tu... Peste o jumătate de oră nu știi nici ce s-a discutat azi în ședință. Da, da. Să spui mie din noiembrie. Dacă nu știi ce s-a discutat, mă uit pe... Nu, și cu șoseaua au fost. Eu i-am pus întrebări. No, e 2007. Eu știu bine ce am urmărit și ce întrebări am pus. Dacă vreți să spuneți adevărul la oamenii din Rădeana, că într-o comună, e normal ca un sat să rămână de asfaltat sau de alimentat cu apă la urmă. Deci a rămas Rădeana, deci Vișoara a fost înainte, datorită faptului că în urma inundațiilor din iunie 2010 au fost rupt 2 km de drum în satul Vișoara. Deci echipa mixtă care a venit de la nivel de județ, la Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, a constatat această problemă. Dacă era în Rădeana rupt, avea să fie la Rădeana.
Și la Viișoara avea să fie pe Ordonanța 28. Pe Ministerul Dezvoltării, ceea ce se face acum la Rădeană. Dar dacă vreți să spuneți adevărul la oameni. Așa, minciuni? Adevărul ăsta este. Păi ăsta este. Făcut, ăsta face, așa, ăsta este adevărul. Nu s-au respectat termenii pe care tu le-ai promis. Dar nu promit eu. Eu am un contract, eu am un contract încheiat. Atunci înseamnă că ai mințit Consiliul Local. Eu ți-am pus întrebările. Putem urmări și camerele. Să vezi că se pronunți pe 16 noiembrie. Noiembrie. Da. Ce să fie în 16 noiembrie? Dar cum să dau eu o dată? Până pe 16 noiembrie se termină cu asfaltarea. Asfaltăm și Rădeana și gata. Domnul Dovătaru, haideți să fim serioși. La Mata, dacă îți propui să termini o casă într-o lună, și tot nu poți termina. Dacă eu luau părul calamitățile, nu s-o pune. Domnilor, contractul de execuție cu firma câștigătoare, cu constructorul, așa este pe 2 ani. Cum să spun eu? Deci a început anul trecut și se spune că în două luni se termină. De altfel nu este și un panou acolo la urmă? Dar cum să nu? Da, este, dar poate să termine la toamnă. Dar păi când se pare, poate, bine, poate și la anul se termină. Și la anul. Și la anul, în 2 ani. Da, este foarte bine că se face și acum, dar nu ți-ai respectat. Contează că în campanie, când iese, e bine că se face totuși. Să nu uităm că se face tot. În 2013, în 2014 nu eram în campanie electorală, când s-a asfaltat la Viișoara și s-a consolidat râpa aia, s-a făcut podul la Rădeană. Nu eram în campanie electorală. Foarte bine s-a făcut. Da. Absolut este altul, domnilor. Când ați făcut ceva bun, v-am dat toate aprecierile, v-am lăudat, este foarte bine. Dar nu trebuie să mă lauzi pe mine, domnilor. Nu trebuie să mă lauzi pe mine. Absurdul este altul, domnilor. Rădeană este... ca și, în ghilimele, ultimul sat. Nu cred. Intrat în... primul sat din Comuna Ștefan cel Mare, mă scuzați. Nu, intrat în programul de asfaltare. La asta m-am... Rădeana este primul sat din Comuna Ștefan cel Mare, datorită bisericii, care este prima construită în Ștefan cel Mare. Este primul sat din Ștefan cel Mare. Probabil că... vă spun eu, ultimii sunteți noastră, catolici, care aveți biserica, a făcut ultima. Da. Asta e ordine. Dar 4 ani de zile, 3 ani când ai fost viceprimar, nu prea ți-am auzit glasul. Acum avem nici vorbit. Eu nu m-am referit ultimul sat al comunei ca și existență. Ca și program de asfaltare, domnule. Dar, în același timp, și aici e absurdul, este satul care beneficiază în totalitate de apă, canal și asfalt. Mai spuneți-mi un sat. Dumneavoastră de Rădeana, care e cuprins. Nu am spus comună, domnule consilier. Nu de acum. Un sat din comuna Ștefan cel Mare, care beneficiază asemenea lui Rădeana, cu toate facilitățile. Și tot nu-i bine. Deci asta e absurdul. Păi, Lucian, tu ai bătut câmpii 4 ani lângă mine și acum tot bați câmpii. Asta. O să vedem peste 2 luni cine bate câmpii. Dar de ce peste 2 luni? Vă garantez eu că bateți câmpii. Dar de ce peste 2 luni? Atunci o să știm primarul. Da, mai degrabă de 2 luni. Vă rog 2 cuvinte. Sunt mai în vârstă ca dumneavoastră, însă memoria nu m-a părăsit. Atunci când ții matare că primarul a zis că pe 16 noiembrie, fraților, a fost o discuție atunci și a spus-o în Consiliul Local. Că dacă va... Chete, nu da din cap, așa este. Dacă va ține timpul, primul tronson de drum de aproape 1 kilometru până la Troița lui Irimia, se va așterne primul strat de asfalt. Nici cum n-a spus. Însă timpul ne-a jucat festa. Cum să promis, că nici nu s-a turnat balasul, stratul de umplutură nu s-a turnat. Dar s-a făcut totuși o pregătire a terenului, care este și astăzi, și eu m-aș bucura în locul dumneavoastră împreună cu ceilalți rădeneni, care ne-a suflat în nas adineori și mai sunt care zice, doamne, acum v-ați găsit. Ei, uite, acum a venit timpul. Dar bucurați-vă totuși. Ce ar trebui? Să sistăm lucrările acum, când efectiv... După ce să vă treaba, să sistăm, că e campanie electorală. 2-3 luni de zile, dacă dar la Viișoara, și Jevren s-a turnat în perioada acestui campanie electorală. V-a dus odată primarul împreună cu mine, ne-am dus pe Viișoara și v-ați mirat cei care ați văzut transformările care s-au făcut acolo și cu consolidarea râpii care acum se merge ca pe stradă în oraș, în Viișoara. Deci astea sunt niște realizări, fraților, dar chiar nu vrem să le punem o leagă la patala mare. Dar la realizările astea, la proiectul ăsta de 5 ani care este...
De ce n-ați trecut ce facem și cu romii? Să le facem o școală, să le facem acolo, în zonă. Cu învățământul. Nevastră știți, domnul Răileanu, noi am avut discuția în, în ședința de... Știți care este nota cea mai mare la evaluare? Nu avem primit ordinea de zi, așa ceva. Discutăm despre altceva și nu... Ar trebui să încheiem subiectul și să facem campania electorală în timpul ședinței de Consiliul Local. Am supus la vot materialul, treaba a plecat... Dar de ce arunci tu discuția la romi acum cu școală? De 4 ani, de 4 ani, de 4 ani. În proiectul ăsta, apoi 5 ani, de ce nu trece și o... Dar este trecut în strategie, nu e în proiect aici, omule. E strategie, strategia e o carte. E o carte, strategia. Și eu v-am spus ce cuprinde strategia asta. Dar ți-a spus că nu înțelegi. Dar este trecut și ăla. Evaluarea la școală la Negoiești, știți cât este cea mai mare notă? Evaluarea la clasa 8 este... Dar când s-a făcut evaluarea? Păi s-a făcut evaluarea cu o lună și ceva. Așa, și care e cea mai mare notă? Cea mai mare notă este 6 și care a luat o singură persoană. Asta nu vă pune întrebare. Am trecut-o. Haideți să sistăm discuțiile în calitate de președinte de ședință și stăm discuțiile subiectul s-a supus la vot. Evaluarea se face la terminarea anului școlar. Am invitat-o în mijlocul nostru, în fața Consiliului Local. Păi da, vorbește ce trebuie. Vorbește. Am invitat-o pe doamna Forcoina să prezinte materialul privind planul de analiză și acoperirea riscurilor comune Ștefan cel Mare, inițiat de primarul comunei. Doamna Forcoșa, aveți cuvântul. Din poziția în care sunteți, nu vă ridicați în picare. Haideți că vă lăim și nu... În calitate de membru al Comitetului Local pentru Situații de Urgență, vă citesc expunerea privind aprobarea reactualizării planului de analiză și acoperire a riscurilor din zona de competență a Comitetului Local pentru Situații de Urgență al comunei Ștefan cel Mare, județul Bacău. Prin Ordinul Ministrului Administrației și Internelor numărul 132 din 2007, publicat în Monitor Oficial 79 din 1-2-2007, a fost aprobată metodologia de elaborare a planului de analiză și acoperire a riscurilor. Potrivit articolului 6 alineatul 1 din anexa numărul 1, planurile de analiză și acoperire a riscurilor se întocmesc de Comitetul Județean al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, respectiv de Comitetele Locale pentru Situații de Urgență și se aprobă de Consiliul Județean, respectiv de Consiliile Locale, corespunzător unității administrativ-teritoriale pe care le reprezintă. Scopul PAR, prescurtat Plan Analiză Acoperire Riscuri, este de a asigura cunoașterea de către toți factorii implicați a sarcinilor și atribuțiilor ce le revin premergător pe timpul și durata apariției unei situații de urgență, de a crea un cadru unitar și coerent de acțiune pentru prevenirea și gestionarea riscurilor generatoare de situații de urgență și de a asigura un răspuns optim în caz de urgență, adecvat fiecărui tip de risc identificat. Conform dispozițiilor legale în vigoare, principalele obiective ale planului de analiză și acoperire a riscurilor sunt următoarele. Asigurarea prevenirii riscurilor generatoare de situații de urgență prin evitarea manifestării acestora, reducerea frecvenței de producere ori limitarea consecințelor situațiilor de urgență în baza concluziilor rezultate din identificarea evaluării tipurilor de risc, conform schemei cu riscurile teritoriale, amplasarea și dimensionarea unității administrativ-teritoriale și celelalte forțe destinate asigurării rețelelor de sprijin privind prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență, alocarea și optimizarea forțelor și mijloacelor necesare prevenirii și gestionării situațiilor de urgență. PAR se întocmește și se aprobă în termen de 60 de zile de la aprobarea de către prefect a schemei cu riscurile teritoriale din unitatea administrativ-teritorială, elaborată de Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență și se actualizează la fiecare început de an, ori de câte ori este nevoie.
sau apar alte riscuri decât cele analizate sau modificări în organizarea structurilor care, potrivit legii cu atribuții, ori asigura funcții de sprijin prin prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență în profil teritorial. Planul de analiză și acoperirea riscurilor cuprinde riscurile potențiale identificate la nivelul unității administrativ-teritoriale, măsurile, acțiunile și resursele necesare pentru managementul riscurilor. Planul de analiză și acoperire a riscurilor la nivelul Comunei Ștefan cel Mare are anexe conform dispozițiilor legale în vigoare. Dar mă rog un pic de liniște, vă rog. Documente precum... O jignim pe doamna dacă nu e acordat. Lista autorităților și factorilor care au responsabilități în analiza și acoperirea riscurilor, atribuțiile autorităților și responsabililor, componența nominală a structurilor cu atribuții în domeniul gestionării situațiilor de urgență, riscurile potențiale din localități, măsuri corespunzătoare de evitare a manifestării riscurilor, de reducere a frecvenței de producere ori de limitare a consecințelor acestora, pe tipuri de riscuri, sisteme existente de prevenire, avertizare, a atingerii unor valori critice și de alarmare a populației în cazul evacuării, tabel cuprinzând obiectivele care pot fi afectate de producerea unei situații de urgență, seism, inundații, alunecare de teren, planificarea exercițiilor, aplicațiilor conform reglementărilor tehnice specifice, rapoarte lunare de informare și analiză către prefect, situația resurselor, tabel cu stocul de mijloace și materiale de apărare existente, modul cum se acoperă deficitul disponibilități locale și cu sprijinul de la Comitetul pentru Situații de Urgență Ierarhic Superior, reguli de comportare în cazul producerilor unor situații de urgență. În acest sens, potrivit prevederilor articolului 6 alineata 1 din Ordinul Ministrului Apărărilor Interne numărul 132/2007, propunem spre aprobare planul de analiză și acoperire a riscurilor la Comuna Ștefan cel Mare. Vă mulțumim. Discuții pe marginea acestui material. Domnul Cenciu Ioge. Da. Având în vedere aceste situații care generează riscuri, după părerea mea, se ramifică cam în trei categorii. Calamități naturale, seisme, eventual, ar trebui să rețineți că satul Ștefan cel Mare, începând de la zona Juvodaru, are un pericol de risc foarte mare, în sensul că toată apa după dealul, de pe la mai bine de jumătate de dealul Rădenii, în caz de o rupere de nori, poate crea dezastre. Desigur, dumneavoastră dispuneți de specialiști, de oameni cu capacitate de analiză. Deci, eu vă spun că mare partea asta de sat, pe timpuri mai de mult, avea o baricadare făcută pe toată marginea, repartizată apa și de la drumul Rădenii, în ambele părți și trebuiește asigurată guri de evacuare de la marginea dealului către Pârâu, zona Hoțanu. Spre exemplu, acolo eu pot să vă spun precis, am văzut stânci rostogolite de mărimea unui om. Apă intrată în case, în beciuri. Deci, părerea mea, asta poate fi un mare risc pentru sat. Zona de la Ignat, unde am fost, am spus și de atunci, era gură de evacuare către Pârâu. Oamenii au astupat. Gândiți-vă într-o situație de asta, cum a fost la haltă la Borzeș, rupere de nori. Ce s-a întâmplat acolo? A intrat peste oameni. Nu dorește nimeni așa ceva. Dar această situație trebuie avută în vedere.
Da, ce spuneți dumneavoastră, că înainte era repartizat apa. Înainte era terenul comasat, era CAP-ul și făcea și lucrări, voia, pe acel teren. Acum s-au reluat proprietățile. Culmea e că nu s-au împărțit, așa au fost înainte de colectivizare. Au fost din deal în vale, n-au fost pe curbă de nivel. Și omul când face arătura din deal în vale, vă dați seama că toată apa aia șuvoiește vine la vale. Da, ceva trebuiește gândit, trebuiește făcut. Dar eu vă mai spun că chiar pe timpul colectivizării... Asta numai cu aprobarea cetățenilor, dacă e să facem în muchea dealului, în vârful dealului, să facem un canal. Nu ne este greu. Nu ne este greu să facem un canal și să dirijăm apa. Dar numai să fim lăsați de proprietari. Dar la marginea dealului. Păi chiar la marginea dealului. Da, acolo. Poate apa fi orientată către guri de evacuare care se facă legătura cu părâu. Da, da. Și nu cred eu că vreun om s-ar împotrivi. Decât să te ia să vă dau eu un exemplu. La Rădeana acum, unde se asfaltează drumul, e prevăzut o cameră de cădere. Camera de cădere care e de liniștire a apei. În dreptul familiei Ganea Ionică. Față în față cu Luca. Acolo, din timpul străvechi, apa curgea la pârâu. Erau proprietățile, erau de o parte și de alta a canalului. Ei, familia Ganea a ocupat între timp acel canal, a pus o conductă. Deci, domnule, ca să nu mai fii liber aici, dar eu mă păzesc de apă. Deci aia era gura de scurgere la jumătate din satul Rădeana către pârâu. Cred că Nicu Poenaru știe. Dar știm. Așa. Ei, acum noi avem în proiect o cameră de cădere, chiar în acea direcție, în direcția gurii aia de evacuare, și nu vor să ne lase să o facem. Și, ba mai mult, amenință că o să înfunde acea gură de evacuare. Dar până acum, tot acolo se ducea apa. Dar erau tot pe numai că acum o să fie o cameră de liniștire. Așa, ei vor să le facem noi înăuntru, acum să le facem un canal acoperit, așa ca să poată să pună flori pe deasupra. Nu putem face investiții în proprietate privată cuiva. Dar acolo este proprietate privată, nu? Deci s-a împărțit și le-a dat lor. Deci era locul lor. Nu era locul lor. Dacă știi, înainte de colectivizare, nu era locul lor. A cumpărat. Da, după nu a cumpărat nimic. Și-au cerut dreptul. Cum să-și ceară dreptul? Nu a fost al lor niciodată. Și dacă deci acolo era public, păi nu, ei după plan. Aia abuziv, au mutat gardul, abuziv. Dar le facem măsurători, să vedem dacă au intrat abuziv. Pe timpul, acum au un titlu de proprietate. Au titlul de proprietate. Da, dar dacă ei toți se opun în continuare, noi comisia locală, eu ca primar, o să fac acțiuni în instanță și cu martori, oameni bătrâni din sat care știu că au ocupat abuziv, să vedem cât au avut înainte de colectivizare. Cât au avut acolo și cât au acum. Deci porțiunea aia de 2 metri, 1 metru jumate, cât era canalul ăla de scurgere, o ocupat-o abuziv. Pe timpul CAP-ului. Când i-a venit revoluția, i-a găsit cu terenul respectiv. Dar asta nu înseamnă că s-au făcut proprietari de la... și nu vor să lase să curgă apa dintr-o jumătate de sat. Dar, eu știu că știți despre ce e vorba. Da, știu, normal. Dar totuși putem găsi niște soluții. Dacă ei sunt proprietari, veți concubiți, dați în altă parte sau altceva și să ne facem treaba. Dar de ce deci, dați în altă parte? Noi ne facem treaba pe domeniul public. Păi dar îl transformăm în domeniul public. Dacă noi plătim noi camera aia de cădere, o facem în domeniul public, o facem la poartă, nu o facem în terenul lui. Și pe nu se duce tot pe terenul lui. Dar acum unde se duce apa? Acum unde se duce apa? Unde se duce? Pe acolo se duce. Și tot pe acolo se duce. Nu pe terenul lui, că e printr-o tubulatură. Și până acum, nu? E bine atunci, dacă se duce așa, acum. E foarte bine. Și da. Nu deranjăm nici pe ăla, nici pe ăla. Domnul primar, eu plec de la ideea că orice problemă își găsește rezolvare. Indiferent cum ar fi. Deci, în perspectiva viitorului, nici nu-i putem acum lua după fiecare cum ar dori și cum ar vrea. Nu mai spun că aia care au cunoscut planurile și secretele au știut și au cumpărat pământ dinainte, pe unui trece magistrală, pe unui va trece calea ferată.
Deci aici un studiu de caz, o analiză puternică, ar putea conduce la evitarea unor pericole. Aici la... Mă refer la satul meu. La județul cel mare, da, da. Deci zona periculoasă e cam de la Ciugotarul ăla de al și până spre Chetrăriei aici. Deci... De la Ciugotarul la care Ciugotarul? De la Fănică Ciugotarul, de la... Fănică Ciugotarul, cam așa. Da. Ați dreptate, domnul Ioși, și aici la, la Florin, la Moraru, era un canal care scurgea. Și ăla s-a acordat. În toată comuna, nu e vorba numai de Ștefan cel Mare, numai de Brădeana. Zone periculoase sunt și la Jăvreni, și la Gorbu, sunt și la Bogdana. Zone foarte periculoase. Am avut discuții cu Gherghel, Florin i-a oprit. El are o tubulatură, o țeavă, așa, care vine apa din deal și mai scurge și la el ceva de acolo. Da, vă rog, haideți să discutăm în mod organizat, așa. Cine are ceva de spus? Da, el abuzează probabil Florin. Vă rog să aveți în perspectivă. În grațiile dumneavoastră și o trecut pe seama. Hai, nu mai vorbi prost, e că e în grațiile mele și abuzează. Du-te tu și rezolvă problema acolo, așa. Da, da, că sunteți în funcție, domnul primar. Trebuie să rezolvată problema. Da, de domeniul privat acolo. Așa, bă, nu mai vorbi, aiurea așa de dragul de a vorbi. Sunt soluții, deci îi cumpărăm terenul sau îi facem... Îi cumpărăm terenul? Da, domne, da. Bă, ar fi jale să ies un primar ca tine să cumpere teren de la oameni. Dar cine îți vinde terenul? Pentru celorlalți cetățeni se poate și treaba. Și unii să găsești pământ din cumpărat pentru... Eu am zis că poate azi, că e săptămâna mare, așa, nu mai susții aceleași prostii, cu aceeași tărie. Dar ce sunt prostii? Păi dați niște prostii astea, ce le spui tu? Populații, putem face și treaba asta și trecem în domeniul public. Ți-a spus Rielul lui Gherghel că nu-l mai lasă ca să dea zoile pe conduc, nu? Așa, tot de la Diarmini, deci. Care apă? Aia din curte, de la... Aia vine din curte. Și de sus vin, tot de acolo. Și la Gal, și la Ghintre, la toți, la toată zona. Vă rog frumos, haideți să asistăm o leacă cu... astfel de discuții contradictorii, probleme semnalate. Nu, eu i-am dat dreptate lui domnul Titi, vă rog frumos să vă supuneți disciplinei de organizație. Am vorbit ceva ce trebuia discutat. Discutăm mai la urmă. Astfel de probleme semnalate de domnul primar se întâlnește pe Valea Bogdanei. De la Fănică Ciubotaru, unde amintea domnul Chenciu, și acolo am avut probleme. Că a fost canal printre Lina Rovlav și Dorel Vlav până la Pârău. Da. Și s-a opus acum, când am făcut noi drumul la Bogdana, de aia s-a făcut camera de descărcare la Romică Marin, care vine acum să-i dăm oameni la 4-16 secunde. Și nu a vrut să rupte capul, trebuia canal până la Pârâu și nu mai aducea resturile alea pe Pârâu. Și din coace iar la, aici în Valea Seacă, la o uliță acolo unde vine. Aici, la Merin. Da. Peste tot sunt probleme, fiindcă s-au înfundat. Unul a cerut o trecut acolo unde sunt versanți, în preajma caselor, e normal să... Da. Dacă alte probleme, haideți să intrăm. Singur lucru aș vrea să mai scot în evidență. Sigur, riscurile astea sunt în toate satele, dar ca o privire generală, ele trebuie să într-adevăr rezolvate, dar multe din ele depind și de noi, să știți. Exact. Multe din ele depind și de noi. Că dacă, de curiozitate, într-o frază spun, ați vedea cam ce facem noi oameni împotriva noastră vis-a-vis de copaci, crenghi aruncate în avalul, nu mai spun de mizerii și aia, și atunci când vine ploaia, vine, evident, cu crenci, cu tot, aluviune și tot. Și, domnule, primăria se rezolve. Bun, dar dincolo de asta, poate și-ar trebui să aibă în vedere un plan, apropo de avertizare în situații de astea. Ce trebuie să facă omul în caz de cutremur, în caz de incendiu? Adică să știm să fim mobilizați, să putem să avem cu ce să ne apărăm. Vă spun, de toate astea. Ce să facem în caz de cutremur, de incendiu, cum, mă rog, niște exerciții. Titi, poți să spui ce o vorbi la Valerul Bravo? Nu. Dar tot. Da. Nu înțelegi, nu știi. Da. Nu ești atent. Deci, astea sunt problemele mari, să știți. Mulțumesc. Și domnul Valerul vorbește adevărat. Da, vorbește. Normal vorbește. Nu vorbește prostii. Domnilor consilieri, situația la ceea ce s-a discutat mai înainte, nu e chiar cum cred unii sau alții.
cred că ar trebui rezolvată și pus în vedere și făcut cunoscut cetățenilor de către noi toți, nu de către primar sau aparatul de specialitate pe care îl are. Cred că noi toți avem ar trebui să contribuim la chestia asta, la situația asta. Și să nu luăm în derâdere tot ceea ce spun bătrânii, că apele revin la matca lor. Mai devreme sau mai târziu, odată și odată, tot o să se întâmple o catastrofă, dacă nu înțelegem cum trebuie să tratăm lucrurile. Dacă ceea ce se spune la Vrădeana cu camera aia de cădere, venim și aducem în discuție aici faptul că trebuie cumpărat teren în altă parte. Păi, gândiți-vă că ar trebui în cazul ăsta primăria să cumpere, eu știu, câteva zeci de hectare din toată comuna asta, să aducă mulțumirii tuturor cetățenilor care au proprietate și pe unii curci, apa și ar trebui împroprietăriți toți acei proprietari care nu înțeleg că practic acolo curge apa și niciodată, indiferent ce s-ar face, nu pot să o dirigez în altă parte. Nu? E vorba de un metru, domnule. Mă, de un metru, dar de un metru aici. De un metru aici. De 5 metri în partea aia altă. De 5 metri în partea aia altă. Aia văd cuvântul, nu te-am oprit. Eu vorbesc prostii. Eu vorbesc prostii. Primarul de la început. Că se face proiect. Ce proiect să faci? Ce proiect să faci? Cu soluții. Păi soluția care? Să cumperi teren? Păi, domnul doctor, da, soluția ta e foarte simplu. Să găsești o soluție și să cumperi teren. Nu am dat o soluție. Găsești și dumneata o soluție. Păi, domnul doctor, păi soluția urmă o găsim toți. Nu vine cu soluția de a cumpăra. Poate să fie bună soluția mea sau poate să fie bună. Găsește dumneata altă soluție. Vă propun să suspendăm pe domnul Dohotaru din ședință, dar nu se poate așa, voi. Ce nu se poate, domnul? Da, domnul, propunem, propunem, din ședință, da, conform regulamentului. Nu mai interveni, mai omule. În conțile în care ne companie, am ședința din ziua de astăzi. Ia măsura până la capăt, ci tot. Supunem la vot. Problema, dar avem. Ba da, nu baza pe vot. Cine este pentru ca domnul Dohotaru să părăsească ședința, vă rog frumos? Domnul Dohotaru, sunteți bine, vă rog frumos. Din momentul de față, lăsați-l în pași. Dar așa nu trebuia să participe la ședință. Pe asta am spus, pe asta am spus. Da. Dar de ce motive, domnule, mă dai afară din ședință? Pentru că nu ești disciplinat. Ce vorbești de-a dat? Nu mă intervenți și dumneata intervenit când am avut o discuție? Păi eu am dreptul să intervin să te opresc, că m-ați ales președinte de ședință, trebuie să asigur ordinea și liniștea. Vă rog, domnul, pentru dumneavoastră e clar, domnul Boteza. Atât am avut. Mulțumesc. Vă mulțumesc, alte probleme. Haideți să vă spun eu o chestie, ceea ce a propus domnul Chenciu. Avem și televiziunea măcar așa, pentru faptul că deci sunt, cu un șans pe cu sunt prezenți domnii de la... Am făcut acum 2 ani, am făcut la Bogdana, în spatele proprietăților, unde stă tata lui Cătălin, Aldi Florea, Neacșu. Capătul viilor acolo. Așa, am făcut un canal, urma să o dăm la râpă către Mănăstirea Bogdana. Cineva n-a fost de acord, deci a făcut o săpătură de vreo 200 de metri și mai trebuia vreo 100 de metri. N-a fost de acord să mergem paralel între haturi. Deci pierdea o jumătate de metru pe o lungime de 100 de metri. Nu, dar au fost șanse pe acolo. Și n-a fost de acord să ne lase, ba mai mult. Ne-au făcut reclamații la Transelectrica și am primit, sunt fundat, dar satul încă mai este, deci porțiunea de sat este ferit acum. De diferența aia de nivel care s-a pus din... Da. Și deci oamenii nu vor, oamenii nu ne lasă ca să lucrăm pe terenul. Diferența aia de nivel, satul respectiv, zona aia respectivă e păzită prin faptul că Șerban a cultivat toate terenurile alea acum și a tras șans de jur împrejur tuturor culturilor. Iar apa acum nu mai vine, că se duce cumva baia de sus, nu mai vine... Formează șuroi pe lungul drumului. Da, și datorită culturilor care s-au făcut de Șerban. Am avut o discuție cu Șerban că avea culturile prășitoare și erau așa, de sus în jos. Și atunci au venit apă mult. Și acum, dacă nu mă șer, o semănat lucier. Nu, și eu anul trecut. A avut porumb, dar o tras cum o făcut. Da, și o semănat pe curbul de nivel. Nu, chiar nu o semnat. Dar ce nu înțeleg oamenii e că porțiunea aia de drum acolo,
vorba de vreo 200 de metri, care nu poate, apa nu poate fi dirijată într-un singur direcție, printr-un singur, deci face un canal și gata, o dirigezi toată într-o singură direcție, să curgă cantitate enormă de apă pe, într-un singur loc. Când, acum 50-60 de ani, apa se ducea în trei direcții, nu? Și acum vrei să o canalizezi, să o duci într-o singură direcție. Nu se poate așa ceva, trebuie. Da, trebuie să ne apucăm. Mai sunt probleme. Am putea la un primar să dirigeze și un ori. Mai sunt probleme pe marginea acestui material. Să-mi permite două cuvinte. Cu privire la materialul prezentat de doamna Forcoș, a planului de analiză și acoperire a riscurilor. Noi nu ne dăm seama, însă, cum sublinia și domnul Cenciu, e un pericol și atunci când ne-l vedem apa la fund, cum se zice pe românești, trebuie atunci o punem probleme. Treaba trebuie gândită la modul serios. Noi avem o slabă dotare, dacă vreți, din punctul ăsta de vedere, pentru a înfrunta niște... Avem plan, sigur, strategic de mutarea locuitorilor, a populației, pe la mănăstiri, pe dealuri, avem un plan foarte bine pus la punct, însă în ce privește o magazie dotată, nu avem așa la nivelul cerinților. Avem și noi, eu știu, 100 de metri de frânghi, avem pelerine, avem cizme, avem o pompă, o motopompă de scos apa din așa. Dar ne-ar trebui barcă, ne-ar trebui... Avem acest comitet pentru situații de urgență cu cei de la SVSU, Serviciu Voluntar pentru Situații de Urgență, care am aprobat luna trecută anumite înlesniri pentru cei care... efectuează că ei sunt mobilizați și chemați și răspund la chemările noastre. Și ce s-a propus? Să le reducem o leacă din taxele astea de impozite. Și treaba trebuie gândită la modul serios. Pentru cei care vor urma și vor conduce în continuare această primărie, această instituție în frunte cu primarul, va trebui să gândească la modul serios. Și pentru dotarii, în facerea planului de strategii, și la mijloacele de transport. S-a trimis zilele trecute un plan la o cerut de Inspectoratul Județean de Situații de Urgență cu alimente, cine alimentează populația din Bogdana, ce magazine trebuie să dea alimente cu rații și cu... Deci astea sunt puse, dar să fie și să nu trebuiască. Dacă nu mai sunt probleme, permiteți-mi să pun la vot acest plan de analiză și acoperire a riscurilor. Cine este Petru? Vă mulțumesc. Și cu asta trecem la ultimul punct din ordine de zi, la divers. Vă vreau mulțumesc. Diversiuni. Tot acela? Cred că a fost mai mult diversă. Nu s-a pronunțat cuvântul. Și dumneavoastră a zis că sunteți invitat la ședință. Nu? Mulțumim, domnul. Da, dacă sunt probleme, semnalări, eu vă spun de înainte, s-au luat măsuri, acum în perioada primăgătoare sărbătorii bisericile, să asigure iluminatul pentru populație, pe străzi, stații de autobuze, la ape, la poduri, la punți. Deci s-au luat niște măsuri pregătitoare pentru această perioadă și dacă mai aveți probleme și continuăm cu acțiuni, mâine va ajunge să termine treaba domnul Bontaș acolo la Vișoara, la biserică și să vedem ce mai urmă, în Negoiești, în celelalte sate. Da. Dacă s-ar putea la pod, la Gârbovan acolo... La... Nu. E cum treci pe râu în partea altă, treci mașina cu noi. Cred că mașina cu gunoi s-a făcut un pic de... De nivelare. Groapă acolo și într-o parte și într-alta, așa cumva ar trebui... Dincolo de pod. Da, dincolo de pod, cumva ar trebui consolidat și tot plouă și să mai lasă pământul și să nu, la un moment dat, să nu se... Trebuie pus măcar un monitor de circulație cu copiii din groapă de acolo. Este un pericol extraordinar de mare. Eu l-am evitat la firul de păr pe unul, credeți-mă.
Și nu sunt singurul care pățesc așa. O limitare de viteză, ceva. La țigani? La țigani. Gândiți-vă acolo, eu mușuroi de copii ies. Nu știi de unde ies așa. Serios vorbesc. Și în situații, mai ales în situații că aproape niciodată nu este perioada de zi sau seara să nu fie mașini parcate mult, știți? E foarte periculos. Serios, nu? Deci asta e o limitare. Mai ales noaptea, cât și negri. Da. Da. Numărul 2, foarte, repet, a doua sau a treia oară, că e foarte bună ideea, cu acei oameni de la 416 pe care periodic curăță, adună de pe noi. Încă un lucru mai trebuie făcut. Mai sunt proprietăți unde nu locuiesc oamenii. Și ăsta, șanțurile din fața curților sunt colmatate, cu iarbă, cu toate. Poate mai vin și alte ploi. Poate ține o listă cu cei care... Da. Și trebuie și alea curățate, că dau în șosea și pericol știm de care. Sigur că da. Și numărul 3 și ultimul, vis-a-vis de mașina de gunoi, de la ultima ploaie, în dreptul meu, pârâul, și-a schimbat cursul și nu mai poate merge mașina cu gunoi pe la Bontos și în sus, pe la, așa, până la Cătunul ăla. Nu, eu am zis că o să reglementeze și treaba cu gunoaiele. Nu o să mai ducem mașina pe pârâu. Așa. O să ducem mașina pe uliță la părintele Lielu, unde e cazanul cu rachiu, da. Și cei doi de servanți, sau cum se cheamă ei, care sunt pe mașină, să ducă să ia tomberoanele de la cetățeni, să le aducă, să le ducă înapoi. Trebuie să fie eu, da. Dar nu, așa trebuie să faci drumul ăla permanent. De câte ori vine o leacă pe mai mare, iar trebuie să-l faci. Iar din cu acela la Borcești, același lucru, probabil că trece podul și ceilalți... Să adune tot așa, sigur. Și asta nu numai pentru cei peste pârâu, și în celelalte sate unde, cum e la Burginat, unde sunt ulițele la catolici, unde nu intră mașina. Așa e, nu e spațiu, da. Eu nu o să le mai confirm niciun fel de foaie, din încărcare, descărcare de gunoi, până când o să meargă pe toate ulițele. Alte probleme, mulțumesc. Poftiți, domnul. Tu ești suspendat din ședință, n-am ce discuta cu tine. Ești suspendat de ședință, gata. Trei probleme așa de ridicat. În primul și în primul rând, nu știu cine se ocupă de aceste indicatoare care se pun pentru șoferi în special. Înainte vreme, chiar acolo la ieșirea... Indicatoarele pentru drumuri publice sunt puse de administratorul drumului împreună cu poliția rutieră. Națională. Deci administratorul drumului este... Era un semn de circulație. Este consiliul județean, administratorul drumului. S-ar putea acolo să se întâmple un accident. Doi. L-a rugat... Dar de ce? Dar este stop acolo. Nu este. L-au luat. L-au furat. Vedeți care e treaba, dacă vă spun. Dacă e din țeavă, ăla se fură. V-a rugat mai de mult. Apropo de pod. Se tot forma o groapă acolo. Avem adresă făcute la drumul național. Este zona lor de competență. Mi-e frică de copii. Hai pe unul bătrân să mai descurcă, dar copiii... Este zona lor de competență și nu putem face noi investiții pe drumul național. Și trei, apropo de lumina, de iluminatul public. A venit din nou mătușa Maria Poenaru, că hai, nu știu ce a făcut. Două săptămâni. Nu, două săptămâni. Acum două săptămâni am... Du-te și da. Vezi că... E bine, în asta două săptămâni n-am mai avut ședință. Eu am vorbit cu Varda. Da, cu Mariana, da. Da, dar de când e? Bine atunci. Și nu era nimic, era un contact interfer, când bătea vântul, mai, când făcea contact s-a prindea de cu... Dar okay. Cu ocazia asta s-a pus și dincolo la, cum am capul, la mulțumesc. Casa de apă. Are prioritate domnul Nicolau, a ridicat mâna. Da. Deci, într-un sat, comună, deci, vorbim și într-un sat, sunt multe probleme. Apar, vin altele. Se rezolvă, apar altele. Probleme cu apa, cu aluviniul care vin din câmp, deci, să știu, la Gutinaș, pentru că la Pascaru trebuie deviat apa care vine pe deal, la Gherasimă deal, la... Din coace, unde vine la școală, apă din câmp, iară, trebuia, când s-a făcut șantul, dacă știți, pe spate, pe acolo, trebuia mers înainte și n-au vrut cei care au teren în partea de jos.
Altă problemă cu gunoiul. Deci gunoiul, am spus dumneavoastră, bine ar fi să nu le confirmați, cu pedeal nu merg, pe ulis nu merg. Deci ei merg numai șoseaua, cap și atât. Ieri a fost zi de colectare, n-au venit la confirmat. Da. Și te rog, domnul Zici, să nu cumva să confirm. Cred că ar fi bine ca pedeal la biserică să... Nu confirm, mă deranja și personal. Așa și nu vreau deci să mă deranja. Nu, până când nu-i punem la punct, nu. Pe deal la biserică ar trebui făcut o platformă cât de cât betonată. Acolo am hotărât. Nu o să face betonată. O să ducă două, trei containere de 1000 de litri în poiana aia jos lângă... Pune lângă la biserică acolo, da. Și așa aruncă gunoaile rău, bine le pune în... Dar până se rezolvă așa ceva, depinde de ei dacă aduc containerele, până se rezolvă așa ceva, mașina o să stea acolo și cei doi... așa, o să care... Da. Și asta e o soluție. E drumul de asta de asfaltat, deci asta rămâne, nu mai zic, dar e o problemă. Am zis de multe ori, am ridicat-o de multe ori cu școala veche. Să facem un teren de joacă pentru copii. Pentru că unde se jucau până acum pe izlaz, nu mai au voie, este pășunea normal, da. Moral. La școală, în spate de școală, e cămin acolo, dermătuții acolo, tot nu se poate juca, ci se joacă în fața școlii. La ce te referi un teren de joacă? Teren de joacă, sunt mulți copii și se joacă în fața școlii. Cam. Să bată mingea. Da, mingea, un tenis, o bancă, să stea, este în fața școlii. Au spart geamul la școală. Mai recent, dacă nu cumva sâmbătă, dar trebuie să spună, sau duminică, scandal cu dohotarul Jean. El le-a tăiat mingea, băieții i-au spart ciglări pe casă, telefonul 112, poliție și așa mai departe. Deci vă dați seama că e... Cine se iasă cu amenzi, cu... Vecinul Jean, da, cu cazanul de radio. Și deci... Trebuie numai decât un... Da, 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 acolo ai dreptate. Acolo tot mă duc la școală, putem duce... La Viorel Cantor, la deal, să înfundăm șasul, adică de cât e piatră, este... Și poate putem duce apa înainte să treacă pe la Nuci, Lugusana, Valea, dacă o să vrea agricultorii ceilalți care au teren în zona acolo. Așa. Dacă mă știi, sigur că nu vrea. Apa tot duce. Și la mine, pe talaua meu, a făcut șans. O problemă, domnul Nicolau. Nu m-am plit legat din Butinaș singur. S-a dat informații că un cetățean leagă vacile acolo pe, și priponez vacile în țar, acolo unde sunt rezervoarele de apă. Vă rog să verificați. Azi nu dat drumul la vacile, lasă așa că deși nu o să mai... Acolo este treaba noastră să luăm porțile de la Agache, așa, să le îndreptăm. Dacă cetățenii așa au crezut de cuvință, să le rupă, să le îndoaie. Da. Pădurii fără uscături nu este. Deci, că da, mulțumim. Domnul Bontăș. Mai bun și mai... Da, dar aveți să ceva? Strici un lucru bun făcut... Imediat. Da. Deci, e prea uscătură, e putregai. Nu e uscătură. Face teren sau nu puteam da, face. Da, 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 da. Măcar... Nu. Dar n-ai vrea acum luna asta până în alegeri. Până la alegeri, ca să putem să... După aia iar vin ceilalți cu acuzic, acum, acum... Nu o să iasă cu amenzi, cu sancțiuni, cu scada în mare cu două tari. Eu, într-adevăr, eu spart, țigui pe casă. Deci e și-o avut dreptate. Și-o răzbun la drapit. Și deci, na, cu război. Între copii și... Da. Așa dacă faci terenul acolo... O să facem. La școală spart geamul. Scandal cu școala. Haideți să vă spun ceva. În mandatul trecut, acum 4 ani, la Corbu, mare tam-tam, se face teren de sport. Domnul Dohotar, știu, Titi Dohotar, nu știu unde. Și s-a terminat cu organizarea de șantier. Anul trecut, la Corbu, pe platoul ăla unde a fost organizarea de șantier, încă mai mult, am amenajat cu buldozerul. Deci e un teren de sport jos pălăria, să joace. Nu joacă nimeni. Nu, dar aici să joace, vă zic... Deci, acum 4 ani... Cum o să situație?
nu? Că... Dar nu era o poziție care fac teren. Și după aceea spunea că nu i-am lăsat eu să facă teren. Am făcut eu. Nu joacă nimic. Nu iarba, joacă pe noroiul ăla, unii iarba. Ești suspendat, n-am ce discuta cu tine, tu ești suspendat. O luat-o cu viața. Nu, dohotarul celălalt, da, și tu ai fost. Eu da, și tu ai fost. Complici. Unde-i iarba? Ați rupt iarba? Am găsit-o, am făcut nu trebuie la animale. Am dat la vaci? Am să-mi cer permisiunea, domnule președinte, pentru că... Voi făceați gazon, să mânați gazon. Da, haideți să... 30 secunde, chiar dacă vorbim, mă scuze. Nu, gata, atât. Mulțumesc. Apropo de mașina bună, chiar m-a scăpat. Trebuie să știm când vine Ștefan. Ați înțeles? Apropo, nu putem ști. Știți de ce? A venit o perioadă pe Ștefan dimineața, după aceea a venit pe nevoie, deci dacă ar putea cumva să știm orarul. Știți? Că după ce trecem, deci nu, pentru mine eu... Dacă te gândești, suspendați și îmbruiază. Eu n-au nimic ce vorbești. Păi asta este un sigur, alt de disciplină care e condamnare. Da, și de bun simț. Dincolo de asta, da. Deci asta dacă... La școală de 6 ani. Da. Asta zic... Dacă ar ști omul, domnule, știu că la ora 7 sau nu știu pe la mine, da, sau la 10... N-ai fost la 6 ani la școală? De aia, nu ai că e 7. E la 6 ani. Da, mulțumesc. Domnul Bontar, frumos. Vreau să rog pe domnul primar. Vreau să rog pe domnul primar să insiste pentru urgentarea terminării demisiunii la apă. Să aibă și oameni de Paște. Ieri m-a sunat Jean Panciu și a spus că a căzut pompa de la puțul ăsta mai apropiat, puțul 1, da. Și de la puțul 2 nu dovedea să ajungă la rezervoare. Cred că e o defecțiune și acolo. Și a rămas ca astăzi, eu am anunțat pe cei de la Domicost, vorbim cu fotbal. Și uite, acum după ședință o să-l sun pe Stanciu, să vedem dacă au venit. Da. Să termine cu apa până mâine măcar, să aibă oameni. Mulți au băgat apă în casă. Vedem cum am rezolvat noi problema aia acolo. Ce se întâmplă? Pompele au fost comandate la o anumită capacitate. Ei au gândit că la forajul ăla de 100 de metri, apa urcă până la 30 de metri, 20 de metri. Și ei se tragă de la 40-50 de metri, cam așa au fost concepute, așa a fost gândirea pentru pompele. Băgat prima dată la distanță, adâncimea de 40 de metri, a tras apa prea repede și rămânea fără apă. Și atunci am coborât pompele la 80 de metri și normal că trag mai puțin. Deci cred că o să trebuiască schimbate pompele, puse de pompe de capacitate mai mare și atunci o să fie apă este. Și este rezolvat toată problema. Altă problemă. Poftiți. Aș vrea să faceți niște plăcuțe avertizoare pentru aruncarea gunoilor. Oamenii au început să arunce iar gunoaile în râpă și plus de asta să punem și la pe pârâul ăla acolo, că se duc chiar căruțele și aruncă gunoi chiar aproape de pod. Eu mă gândeam că nu mai e nevoie de plăcuțe avertizoare. Deci din momentul când se colectează centralizat gunoiul și fiecare cetățean este obligat să ducă gunoiul la mașină, că este obligat să plătească taxe de salubritate, mă gândesc că nu e nevoie de plăcuți avertizoare. E conștient omul să ducă gunoiul acolo, nu-l mai arunci. Vă dau un caz concret. Mă duceam la Corbu și femeia lui Gica, lui Jipa, da. O știți? Da, al lui Urdea. Deci gunoiul din curtea ei, nu l-arunca în fața porții ei, în râpă, acolo. Îl ducea de acolo, tocmai dincolo de fântână. Și l-arunca acolo. Ca să acolo trebuie văzut unul și merge și dat femeie, da, de către zic, poliția locală. Zic, s-a dat acum cu bere din ăsta pentru strâns gunoi, tot plătești gunoi. De ce nu-l pui acolo? Dar eu l-am aruncat de când mă știu ce acum au strâng acolo. Și greu de rupt. Atunci trebuia, Nea Nicule, atunci trebuia dat un telefon, trimiteam poliția locală. Și nu e singura. Mai sunt, că este mizerie și pe aici, și partea asta, altă, pe la Mitica lui Bosea, pe acolo. Am amenajat râpul aia ca să o umpli iar cu gunoaie. Da. Și în plus de asta, și acolo, la post, văd că iar au început să aduc căruțele și lasă chiar pe pârâu. Și se duce imediat. Cred că trage spoarța și la rândul de grămadă. Hai să te pistăm 1-2 din ăștia și după aia nu o să mai duc.
Da, păi trebuie făcut. Acum, dacă omul are alternativă, înainte poate n-a. Așa cum a fost mașina aia altă, nu venea la Vișoara, nu venea la Rădeană, nu știu. Da, dar oamenii... Dar acum merg mașinile prin toate satele. Da, dar oamenii sunt totuși inconștienti. De acolo la Sârea lui Carol, iar. Sârea lui Carol îl duce și-l aruncă. Acolo, da. În fața lui. Mai sunt probleme, domnul Vulcan? Nu, mulțumesc. Domnul Vulcanciu, vă rog. Rugămintea ar fi ca să scoate în continuare de zona aceea unde satul Borceștilor este afectat, malul cade de la care crește de apă, pentru că e păcat de lucrarea aia, să nu-și facă rolul ei. Dacă apa o lăsăm să meargă cum vrea ea, nu cred că este în regulă. Eu am mai vorbit cu domnul primar și cu dumneavoastră, am vorbit și la Sfântia Târgu Ocna, în legătură cu traverse betonate. Să umplem golul ăla între zid și mal. Dar ei nu vor să dea decât cu bani. Peste 11 lei traversa. Deci, e cheltuială. Dacă nu, trebuie altă metodă. Acum aveți și utilajul ăsta, se poate face. Eu v-am mai spus. La intră în reabilitare cursul râului Bogdan. Deci sunt zone unde am mers cu proiectant. Deci lucrarea o să fie făcută de Apele Române. Am mers cu inginerul șef de la Apele Române și proiectantul care este angajat de ei să facă... Să-i facem curat acolo. Ei, nu de frică. De faptul că răspundem de această stare de curățenie, așa, am trimis oameni două zile acolo, voi fraților. E un cătun în livada acolo, care nu știu câți oameni ori avea acolo, că satul ăla. Deci câteva case, da. Dom'le, două zile au strâns băieții ăștia care... Și-au dat foc. Și-au dat foc și-au ars acolo, dar am luat și măsuri, că se poate întâmpla așa. Am dus motopompa acolo, am dus furtun de incendiu care l-am legat la gura de incendiu, la hidrant. Deci s-au luat măsuri. Dar lumea, cum spunea cineva aici, nu înțelege, domnule, tot la râpa. Este foarte greu de rupt din această obișnuință în care au crescut și au trăit. Acele. Băi, și există această tendință. El de aici și du-l în față la, din coace, la vecinul meu sau la... Nu se poate. Și spunea cineva că prin munca noastră, prin felul nostru de... Și recomand și celorlalți care vor veni și vor conduce... ca și organ legislativ această muncă să se implice mai mult. Ce privește, eu mi-am notat problemele mele. Vă asigur că îmi voi duce până la ultimul ceas a mandatului să-mi duc. Asta înseamnă să răspund încredere pe care mi-ați acordat-o acum un an și ceva. Și mi-o fac cu, nu-mi pare rău, vreau să vină băieții tineri, băieți capabili, cu putere de muncă, cu viață. Urmând această perioadă, fiind în săptămâna mare, nu-l mai las pe primar să vorbească, dânsul vorbească la urmă, să vă transmit din partea mea personal sărbători fericite, la mulți ani, sănătate la familie și mulțumim televiziunii. Răspundeți-ne și... Nu plătesc nu mai la primărie. Declar ședința. Deci rog, mulțumesc. Nu plătesc la primărie, domnul. De ce nu-i dați puberi? De ce nu se duce rompere?